În urmă cu 8 ani, Marius Pampu a anunțat deschiderea emisiei postului Info TV din cadrul penitenciarului de maximă siguranță Craiova. În fiecare săptămână, timp de 5 ani, Marius Pampu a fost reporter, operator imagine și editor pentru o producție TV de 2 ore. Pentru mine a fost pur și simplu o ambiție, un pariu cu mine însumi ca să dovedesc oamenilor că se poate face și aici un lucru bun. În ce a constat munca ta pe perioada privativă de libertate aici, ca jurnalist? Postul a, pur și simplu să zicem, a fost un post de televiziune generalist care a transmis de la spectacole de muzică populară până la meciuri de fotbal, reportaje de știri, absolut orice se întâmplă. Viața din penitenciar a fost reflectată pe micul ecran al Info TV. În mod personal te-a ajutat faptul că ai făcut acest lucru? Cu siguranță că m-a ajutat, fiindcă atunci când faci ce-ți place, timpul trece mai ușor. De 3 ani, producția postului Info TV este realizată de Mircea Ionașcu. Acesta a învățat să fie jurnalist de la predecesorul său, Marius Pampu. Dincolo de gratii, cel mai greu lucru este să streacă timpul, să faci într-un fel să nu simți că orele trec foarte greu. Având de lucru și mai ales făcând ceva ceea ce îți place să faci, nu știi când îți trece ziua. Și ai satisfacția că la sfârșitul unei săptămâni, pentru că postul emite o dată pe săptămână, la sfârșitul unei săptămâni realizezi ceva care este privit și de alți oameni. Mircea Ionașcu spune că viața în penitenciar este ca într-un orășel în care fiecare îi cunoaște pe toți ceilalți. El este cunoscut ca fiind omul de la cablu, pentru că se ocupă de funcționarea rețelei TV din penitenciar și inclusiv de producția Info TV.